Salutare la toți urmăritorii mei de pe canalul de YouTube Marian Live Vlog. Astăzi ne aflăm la Constanța. În sfârșit am ajuns și eu acasă după aproape 3 ani de zile petrecuți în Marea Britanie. Am reușit și eu să ajung într-o scurtă vacanță de 2 săptămâni. Deja am câteva zile de când sunt în România și deja vreau să zic că nu vine să mai plec, mai ales având în vedere vremea de afară, este foarte cald. Astăzi sunt 30 de grade, ca și zilele trecute, este o zi minunată de plajă. Așadar, astăzi mă aflu în portul turistic Tomis. Am găsit un loc de parcare în sfârșit, am lăsat mașina acolo și am venit la plimbăric aici pe diguri. După cum se vede, sunt în port, pe diguri, deci nu vine să cred că sunt acasă după aproape 3 ani de zile. După cum vedeți, sunt la câteva poze pe aici. Mi-a fost foarte dor de acest loc, mi-aduc aminte când locuiam aici în Constanța, veneam foarte des, mai ales în acest loc. Băi, vreau să vă zic, este foarte cald aici în România, mai ales la Constanța, este ideal de plajă. Am făcut și o baie în mare zilele trecute, super, super fain. Apa cred că are jur de 15-17 grade, nu știu să vă zic exact cam câte grade are, dar este ideală de baie. Ce vreau să vă zic este că s-a schimbat foarte mult orașul, are și foarte multe minusuri acum, dar are și anumite plusuri, depinde. Dar în special are mai multe minusuri, special că, având în vedere traficul foarte aglomerat și bineînțeles lucrările care se execută pe foarte multe artere din oraș, oriunde te duci, oriunde ai încercat să te duci, numai șantiere peste tot. Dar lăsând toate astea la o parte, chiar mi-a fost dor de oraș, de casă. Am petrecut zilele trecute cu mai multe locuri frumoase, așadar astăzi începem de aici un vlog din portul Tomis. Ne aflăm mai exact aproape de restaurantul Om Plonj, care din păcate este închis, celebrul restaurant din portul Tomis, care foarte, foarte mulți turiști îl îndrăgesc, dar din păcate este închis, este în șantier din ce am văzut. O să încerc mai târziu să merg din nou. Aș vrea să servesc acolo o cafea sau un suc, să-mi aduc aminte de vremurile care au trecut, dar lăsând toate astea la o parte, chiar aveți ce să vizitați aici, am văzut o mulțime de bărcuțe, vaporașe, chiar este superb. Am zis să încerc și o plimbare cu vaporașul pe mare, poate mai care doriți să veniți la mare, pregătiți-vă bagajelul și haideți aici, vă aștept cu mare drag, este foarte frumos, foarte cald afară. Cred că astăzi iar mă duc la plajă să fac o baie mare, pentru că este foarte cald, este zăpușeală. Haideți să-i dăm drumul, să înceapă plimbarea și aventura de astăzi aici la Constanța. Deci, pentru cei care ne urmăresc, suntem la Constanța, în România, locul de unde am plecat eu în UK. Până acum v-am obișnuit numai cu vloguri din Anglia. Așadar, acum cât sunt aici în vacanță în România, o să vă obișnuiesc cu vloguri de aici. Chiar acum trece în dreptul meu un vaporaș, despre care vorbeam mai devreme, cel care se ocupă cu plimbările pe mare. O să încerc și eu mai spre seară să vedem cum este. Vă salut, dragilor, și haideți să vedem ce putem să facem în această zi aici la Constanța. Vă salut!
aici în partea dreaptă avem acvariul din Constanța. Probabil că mulți dintre voi ați și fost pe aici. Cu siguranță cam toată lumea cred că a vizitat acest loc fabulos. Eu nu am mai fost de vreo 3 ani aici, dar chiar merită vizitat. Aveți o mulțime de specii de pești de văzut. Chiar este foarte frumos. Obișnuiam să vin foarte des aici când eram copil. Băi, fraților, cum arată simbolul Constanței momentan. Șantier în toată regula. Sperăm ca în maxim 2-3 ani să-l vedem din nou cum a fost odată. Mă bucur enorm de mult că au decis să se apuce de el, pentru că a fost ani și ani la rând într-o stare foarte, foarte nasoală. Așadar, siguranță va arăta din nou ca nou. Fraților, cam atât de aici din portul Tomis, de la Casino mai exact. Aici o să închei plimbarea de astăzi. Mai dau pe aici autură și după aia mă îndrept către mașină, că deja îmi expiră parcarea. Am plătit pe câteva ore și am primit notificare că o să-mi expire curând. Vă salut de aici de la Constanța, de pe Faleză. Ne vedem în următoarea parte a acestui vlog. Băi, fraților, am încheiat filmările pe ziua de astăzi. Deci vreau să vă zic că acum vreo 10 minute doar ce am aterizat drona. Băi, deci pescărușii ăștia m-au terorizat ui în gură, erau gata să-mi prăbușească drona. Deci vreau să vă zic că imediat cum o ridic sus, cum mai dracu vin toți grămadă pe ea. Băi, zici că parcă simt ai dracu că este un intrus drona asta. Acum o să mergem probabil pe la mall să ne răcorim puțin, pentru că este foarte cald la Constanța. Deci este fenomenal, uitați-vă, sunt transpirat, tot curg apele după mine. Sunt 30 de grade afară, este foarte, foarte cald. Și trebuie să ne orientăm să mergem undeva la răcoare, că nu mai ține vrăjeala. Așadar, o să ne punem în mișcare, o să plecăm. Vă salut, revenim!